Salut, vremea, salut, băi, camarad. Salut, Michael Jackson, salut, salut, ce faci? Nu te-am mai văzut de mult. Da, vremea, mulțumesc frumos, ești drăguț. Bună, Ștefan Alin, bună, ce faci, cum merge? Să trăiești, să fii sănătos. Ce faci, cum merge? Ce noutăți ne dai, Ștefane? Ce noutăți ne dai? Da, sper că l-ai luat, Michael Jackson. Sper că l-ai luat, hă? Te faci și nouă o bucurie. Bună, Ștefan, te-am salutat. Să trăiești, să te faci mare. Da, Michael, mă bucur, mă bucur. Da, am înțeles, Michael. Foarte bine. Ce să facem? Mai trebuie să mai dăm și examene, și în viață, și la școală. Am înțeles, Ștefane, am înțeles. Ce să facem, băi, frate? Mergem cu Dumnezeu înainte, că n-avem ce face. Nu prea avem alternative. Băi, Michael Jackson, dar nu spama, băi, nu spama. Dacă ai zis odată, am înțeles. Mă abonez după aia, dacă vorbești cu mine vremea, mi-am notat aici. După aia fac abonament la canalul tău și ne ajutăm precum camarazii, umăr la umăr. Băi, camarați, când mai navigați și voi pe alte dimensiuni, mai distribuiți și voi clipurile mele, vă rog. Salut, Tiberiu, salut, ce faci, cum merge? Ce noutăți ne dai? Mulțumesc mult, Aline, mulțumesc mult. Da, vremea. Salut, Gabriele, salut, ce faci, băi, camarad, ce faci, cum îți merge, ești bine, sănătos? Ai ce mânca, ai unde dormi? Ai un bănuț în buzunar? Mulțumesc mult, Gabriele, mulțumesc, pasiva, Balșoi-ți pasiva. Mă bucur, mă bucur, s-a mai încălzit, nu, și la Tulcea, nu? S-a mai încălzit, E mai pe boierie, eh? Mă bucur, mă bucur mult. Băi, camaradul Grigora a dat bir cu fugiții, băi, frate, ne-a lăsat aici. În fața inamicului, fără apărare, băi, și Bibicuța și Alex. Toți au dat bir cu fugiții, au trecut cu arme și bagaje la inamic, băi. Și Bibicuța și Grigor și Alex. Da, băi, vremea, da, evident.
Te găsim, băi, vremea, cum să nu te găsim? Ești camaradul nostru aici de cursă lungă. Am înțeles, Gabriele, și aici parcă stă ploaie, dar nu știu, vedem dacă plouă mai târziu, știi? Dar ploaia nu era, numai că mai plouă și cu dalea după în avioane, știi, cu chimie. Da, băi, vreme, așa facem, așa facem. A, bă, o fi fost grindină, băi, Ștefane, o fi fost grindină. Și ai văzut ouă de porumbel, alea, gheața aia. Salut, he-he, ce faci, ce faci? Uite, acum am notez, băi. Cât? 8-9-8, da. Ne-am notat, băi. Ne-am notat vremea. Păi de ce nu încerci București, băi, Morozoave? De ce nu încerci București, băi, Morozoave? Ai mai multe posibilități la București. Uite, poți să te bași ca mine, să vezi de casa sau de vila la cineva, îți dă casă, masă și mâncare și îți dă și un ban, știi? Sunt mai multe posibilități, știi? Vezi și tu pe acolo de unde sare iepurele. Da, băi, vremea, apăsăm toate, băi, și clopoțelul și de toate. Apăsăm pe toate butoanele, băi, vremea. Da, băi, Grigor a trecut cu arme și bagaje la inamic și Bibicuța la fel și Alex, toți trei, băi, au trecut cu arme și bagaje la inamic. Uite, băi, ce camarazi avem noi, bă, care trec la inamic. Ce să facem? A, păi puțin, băi, Gabriele, puțin. Decât că îți dă și casă și masă? Îți dă și casă și masă, băi?
Salut, Provo Gabi, salut, ce faci, băi, frate, nu te-am mai văzut de o veșnicie. Cum merge, cum merge, ești bine, ești sănătos? Ce noutăți ne mai dai? Păi toți sunt, băi, Gabriele, toți sunt foști derbedei, bișnițari după bulevar, golan, ce crezi că e vreunul mai ceva de el? Băi, aici să mănâncă ieftin, băi, vremea, să mănâncă ieftin, că suntem la țară. Un ied de vreo 10 kg costă vreo 300 de lei, știi? Și mănânci nițel la un ied de 10 kg, știi? E un cocoș, țanțuș de 3 kg costă 50 de lei, e cadou, știi? Am luat un cocoș cu 50 de lei, 3 kg, știi, e cadou. Plus că e cocoș sănătos de țară. Păi da, băi, Gabriele, trebuie să te gândești și la vremea când o să mai poți, știi, asta e. Da, mulțumesc mult, Provo Gabi, mulțumesc mult, da, sunt bine, nu pot să mă plâng, am liniște, muncesc și eu ce pot, văd de căței, le gătesc, văd de păsări, mai pun și eu ceva pe grădină, mai defrișez acolo, așa, mai repar o poartă, așa, aici e tot timpul ceva de făcut, că casa asta e veche, de cine știe de câți ani o fi veche, de 4 ani n-a mai fost locuită, îți dai seama. Gardul stă să cadă, porțile la fel, trebuie înlocuite, dar acolo și un pic de muncă nu strică. Da, e mult. Da, îți dă casă, masă și 23 de milioane. Păi asta e ce vrei să faci, băi, Gabriele. A, bravo, Provo, Gabi, te invidiez, un pahar de vin aș bea și eu, n-am mai băut de vreo 2 săptămâni. Păi nu e mult, bă, păi nu 300 de lei, băi, am dat 50 de lei, 50 de lei, nu 300, 300 de lei de ieri, păi nu e mult, nu e. Păi iedul se vinde și mielul se vinde la 35 de lei kilogramul. Deci dacă iei un ied sau un miel de 10 kg, te scoate la vreo 3 milioane jumate. Nu e mult. La piață e mai scump. Mulțumesc frumos! Molto grazie, Mario Luca! Grazie! Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, ești drăguț, Mario Luca. Bă, frate, e muncă, bă, și să crești un ied sau un miel câteva luni, vă dați seama, ciobanul ăsta care ne aduce nouă carne și muncește cu noi, să scoală la 3, la 4 dimineața și pleacă cu caprele pe câmp, știi, la 3-4 dimineața, vă dați seama. La 4 după amiaza e frândă oboseală. Plus că se mai duce cu tractorul, mai ară încolo, dincolo, mai drișcuiește, mai și plantează, mai și sădește, deci e de muncă la țară, băi. Da, Provo, da, nu vorbim, sunt pe Coca-Cola din Angola, da, da. A, salut, Fronea, salut, ce faci, băi, Ionuț, ce mai e până la Galați? Ce mai e până la Galați? Te-ai găsit, gagică, merge treaba, tot la pază, ce noutăți ne mai dai?
Ce să facem, frate? Bem apă din puț? Aș bea și eu un pahar de vin sau să văd unde găsesc și eu niște vin ca lumea, știi? Că nu are toată lumea vin pe aici, știi? Și să vedem. A, tot la pază ești, Gagica, o aștepți. Băi, Mario Luca, păi stau pe la numărul 220. Băi, Mario Luca, mai mă uit și eu din când în când la o ciobăniță așa crocantă, crocantă ca o acadea. Că știi, ochii văd, inima cere. Păi da, băi, dar voluntari e echipa lui Pandele, ăla e marinar ca și Chioru, știi? La petrolul merge de rău mai rău. Da, Aline, sunt singur cu căței, cu păsările, cu albinele, cu cocoșii sălbatici pe fundul curții, coțofene care vin să fure mâncarea la căței toată ziua. Am coțofene în curte. Ce să facem, băi, frate? Asta e. Mergem înainte, știi? Cu Dumnezeu înainte. Băi, petrolul, când eram eu copil, a fost campioana României. Avea și trei jucători națională, pe Dridea și pe Badea, atacanții centrali și pe, am uitat cum îl chema, Mocanu, parcă fundașul stânga, da? E mult de atunci. Da, am înțeles, probă, Gabi. Da, da, oțelul fac și ei ce pot acolo. Munteanu îi ține în frâu pe nemțește, cu disciplina și cu ordinea. Nu sunt bani, băi, frate, nu sunt bani. Orașul mic, jocurile sunt în altă parte, știi? Jocurile se fac în altă parte. Da, oțelul Galați. Asta e. N-ați văzut că cu 2 milioane de euro Ciubuc, până și Unirea Urziceni a ieșit campioană. Nu? Asta e. Asta e România, eternă și fascinantă. Păi bă, vremea, tu ești la Galați acum, bă, nu mai ești în București, te-ai mutat la Galați? Păi tare mi-e teamă, Mario Luca, că nici echipa nu merge, antrenorul e băiatul lui Tasu, Tasu o lichea, fisul tot lichea, toți securiști, toți milițieni, toți membri de partid, de Partidul Comunist, până nu scăpăm de ăștia, nu o să avem niciodată nimic, avei. Băi, blaturi o să fie mereu, băi, provocabil, o să fie blaturi. Păi, e vorba de bani mulți, blaturi să fac și la campionii mondiali de la categoria grea, la box, și la K1, peste tot se fac blaturi, și la peste tot. Mulțumesc frumos, Aline, mulțumesc frumos lui Mamaia, să rămână, doamnă, multă sănătate, la fel. Băi, n-avem generație bună, e o generație care ascultă manele, care nu au caracter, nu e nimeni, un șef acolo să-i tragă, să urle la ei.
antrenorul e băiatul la un securist comunist. Deci ce să mai... Nu o să facem nimica. Tare mi-e teamă că ne bate și Ucraina și Slovacia. Păi da, băi, vreme, evident. Azi aici, mâine în Focșani. N-am înțeles ce vrei să zici, ce provo, Gabi, cu Blaturicam. Băi, nu prea mult, băi, vremea, nu prea mult, că nu suntem nici prea mulți și vreau să mai mă uit și eu la una alta, că e sâmbătă seara, mai mă relaxez și eu un pic. Poate mă uit la vreun film. Aseara am văzut un film bun. Ultima noapte de dragoste, prima noapte de război, știi? După romanul lui Cezar Petrescu, mi se pare. Foarte, mi-a plăcut, frumos film. Film românesc. Da, Mario Luca, am mâncat 3 ouă de rață prăjite. În general le fierb, că sunt mai sănătoase, dar le-am prăjit și am mâncat cu brânză de vacă de la o vecină de aici. Am cumpărat-o de dimineață, brânza de vacă era proaspătă. Mă ține cam 3 zile. Până la vreo 1 am făcut vreo 8-9 scovergi. Am mâncat așa o jumătate de scovergă și până la 3 aveam ciorbă de acră, de ier, cu 2 bucăți de ied în ea, de la gâtul iedului, așa. Le-am încălzit și am mâncat cu mare plăcere, am mâncat și 3 mere și ca de obicei beau ceai mult de plante, fac vâsc la macerat și beau, asta e, lapte iau de la vacă. Aici la țară mănânc biologic. Băi, e greu de zis, băi, dar cred că Roma e mai în formă. Cred că Roma e mai în formă. Da, vremea, bineînțeles. Cam așa. Da, vreo 10 minute, cred. A, salut, camarad, salut. Dobro večer, dobro večer. Как дела? Хорошо, хорошо, товарищ. Ce faci, băi, Ivane, ce faci? Как дела, Иван? Te pupăm cu drag, Ionuțe, te pupăm cu drag, sănătate, la fel, ai grijă de tine. Da, băi, vremea, cam în 10 minute, așa. Vreau să mă relaxez și eu un pic. Că vreau să mai trăiesc și eu câțiva ani. Hai la lucru. Ce faci, băi, Ivane, ce muncești? Rabota, rabota! Ce să facem, băi, frate, băi, mergem înainte, cu Dumnezeu înainte. Havalosi, te salut cu drag! Mulțumesc frumos și tu la fel, să trăiești 1000 de ani. Ce faci, cum merge, pe unde ești? Ce noutăți ne dai? A, ești expert medical, Ivane. Unde? În Rusia sau în Basarabia? Că am uitat.
Bă, bravo, eu zic că alții sunt praf și la 40. Praf și pulbere. Bă, trebuie să trăiești, să trăiești ziua, cum făceau romanii. Carpe diem, trăiește ziua. Ala San Petersburg, da, Ivane, da. E mișto acolo, pe Neva. San Petersburg trebuie să fie minunat. Te pupăm, Aline, te pupăm cu drag, ai grijă de tine. Da, e vechiul oraș al țarilor Imperiului Rusesc, Romanovi. Da, e cam frig iarna, nu? Iarna e frig, e umezeală, că e pe Neva, e la Marea Baltică acolo. E cam în nord, e răcoare pe acolo. Cu mare drag, Aline, cu mare drag. Băi, aș veni cu drag, băi, Ivane, dar sunt sărac, n-am bani de drum, n-am bani de nimica. Mulțumesc frumos, Mario Luca, molto grazie, buonasera, in bocca al lupo. Mulțumesc frumos și ție la fel. Băi, vremea, dar ai și tu o grijă, băi. Bă, tu ai grijă a ploii și a furtunii. Lasă-mă, trăiește-și viața, că vremea e cum o dă Dumnezeu. Ce contează că e ploaie sau furtună? E de la Dumnezeu. Bună și aia, bună și aia. Da, băi, vine vremea. Opera lui Vivaldi. 4 sezoane. Adică furtuna am ispat. Lasă, băi, vremea, că toate-s de la Dumnezeu, băi. Și ploaia, și vântul, și zăpada. Noi trebuie să ne bucurăm de orice, bă, să fim recunoscători. Bă, provo, Gabi, am făcut un clip ieri sau alaltăieri despre băiatul Olăroiu și alți, dar de ăștia care, dacă tasul au 50-60 de milioane de euro, o țin numai pe mașini scumpe, pe cluburi, pe discoteci, li se pare că aia e viața, știi? Dar de fapt sunt niște îmbrobodiți, niște neisprăviți, niște, cum spun italienii, fanuloni, bun la nimic. Da, Mario Luca, îmi place Vivaldi, ce mai e, Jacques Offenbach, Barcarol și multe altele. Îmi plac tenorii și sopranele și mezzo-sopranele. Îmi place Russell Watson, dar știi, tenorul la britanic, Russell Watson, Pavarotti, bineînțeles, și mulți alții. Da, Ivane, te pupăm cu drag, ai grijă de tine, rabota, rabota, te pupăm cu drag la San Petersburg, pe Neva. Da, Mario Luca, ciao, da svidania, Ivan, da svidania, dobro večer.
Da, Mario Luca, îmi place, sunt autodidact, am tot ce e frumos, îmi place. Și Bocelli și... Băi, vremea, pe mine nu mă interesează roller, băi. De ce să mă leg la cap dacă nu mă doare, băi? Salut, Mihail Bogatu, salut, camarad, ce faci, cum merge? Nu te-am mai văzut de mult. Ești bine, ești sănătos, ce noutăți ne dai? Toate bune și frumoase. Băi, nu, nu, Mihail, nu. Că avem aici doar două cuști micuțe și în vreo două săptămâni vrem să scoatem puișori ăștia mici, aia 26, să-i mutăm afară la aer liber, știi? Și n-am un să le bag. Și asta trebuia să mă duc la piață și a intervenit altceva, că vorbisem un om cu un om de 2-3 perechi de porumbei, știi? Dar vedem cum mă descurc aici. Aș fi vrut prepelițe, care sunt ouălele de prepeliță, sunt mai sănătoase, știi? Au o groază de vitamine și poți să faci și o cură cu ele, foarte bune la sănătate. Să vedem ce aranjăm, că trebuie... Curțile Parmar sunt 4.000 de metri, dar de fapt sunt vreo 3.000 și ceva, că sunt multe acareturi, sunt multe camere, magazii pe aici, pe o jumătate de teren. Da, băi, vremea, da. Nu, carnea de capră e sănătoasă, Mario Luca, și carnea de prepeliță și ouălele de prepeliță au mai multe vitamine, sunt foarte sănătoase. Sunt ele mici, da. A, bravo, Mihaile, bravo, bravo, la Chirnoge acolo, da, da, că nu te-am mai văzut de mult. Vreau să trec o dată pe acolo, dar n-am găsit pe nimeni cu mașină, dar asta e, ce să facem, mergem înainte. Băi, camarazi, hai că mă opresc și eu aici. Vă mulțumesc frumos la toată lumea. Dacă nu uitați, mai faceți și voi un abonament, deveniți membri ai canalului meu pentru 4,99 lei pe lună. Vă mulțumesc frumos, vă pup cu drag, ne auzim mâine seară. Hai, să aveți o noapte și o seară frumoasă, plină de bucurii. Vă pup cu drag. Pa, pa!